Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina! Haideți să vedem ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră în funcție de varianta pe care o veți alege în mod intuitiv și anume varianta numărul 1, cea cu această fetiță drăgălașă și varianta numărul 2, cea cu acest băiețel drăgălaș care îi face o declarație de dragoste fetiței. Dacă nu ați avut timp suficient de gândire, vă rog să puneți pauză pe videoclip și să reveniți după ce ați decis ce variantă ați dori să alegeți. Haideți să începem acum cu cei care ați ales varianta numărul 1. Să vedem ce mesaje aveți de la persoana dragă pentru dumneavoastră. Te rog să mă asculți. Poate nu doriți să vorbiți momentan cu această persoană pentru că v-ați supărat cu ceva. Vreau să petrecem mai mult timp împreună. Persoana dragă ar încerca să vă împace, dar dumneavoastră nu cred că sunteți deschiși la comunicare momentan. Știu că relația noastră este specială. Probabil știe că și dumneavoastră sunteți o persoană specială. Dacă ai nevoie de ceva, sunt aici pentru tine. Ar dori să rămâneți măcar prieteni. Spune-mi ce simți pentru mine. Bineînțeles că și-ar dori să aveți sentimente puternice pentru această persoană, pentru că se pare că dânsa ține la dumneavoastră traume din copilărie, dar iată, are niște răni pe care încă nu și le-a vindecat și poate de aceea nu s-a comportat corespunzător cu dumneavoastră, nu s-a comportat așa cum vă așteptați dumneavoastră să se comporte și cum v-ați fi dorit. Să vedem oracolul fazelor lunare ce mesaj are pentru dumneavoastră. Arată-le celorlalți cine ești cu adevărat. Bineînțeles, sunteți o persoană specială și trebuie să arătați acest lucru și celorlalți. Se pare că această persoană dragă și-a dat seama deja de acest lucru, a observat că sunteți o persoană deosebită și și-ar dori foarte mult să comunice cu dumneavoastră, se pare. Dacă vă doriți și dumneavoastră acest lucru, atunci treceți la acțiune. Haideți să vedem pentru cei care ați ales varianta cu numărul 2, ce mesaj avem de la persoana dragă pentru dumneavoastră. Te simt lângă mine chiar dacă nu suntem împreună, poate sunteți separați momentan și încă se gândește la noastră. Știu că ți este greu să ai încredere în mine, iată de ce sunteți separați. Tremur în prezența ta, este teamă să vă abordeze pentru că se gândește că o să refuzați această persoană și va fi mai rănită decât este. Este mai complicat decât pare. Nu voi renunța niciodată la noi, dar se pare că momentan este implicată în altă relație această persoană dragă. Simt când te gândești la mine. Sunteți la distanță unul de celălalt, se gândește la dumneavoastră, dar se pare că momentan nu puteți fi împreună, dintr-un motiv sau altul. Haideți să vedem oracolul fazelor lunare, ce părere are despre această situație. Se apropie sfârșitul unui ciclu dificil. Iată, în curând veți rezolva problemele de comunicare dintre noastră și persoana dragă. Se pare că poate chiar vă veți împăca dacă vă doriți și dumneavoastră acest lucru. Persoana dragă este deschisă la dialog, dar momentan cred că are ceva probleme de rezolvat. Deși se gândește la dumneavoastră, nu se poate apropia momentan de dumneavoastră. Nu poate fi mai mult între dumneavoastră și această persoană, într-un motiv sau altul. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă doresc o zi minunată în continuare. La revedere!